Bună seara și bine ați venit la Clage TV. Suedia, în curând fără numerar? Cetățenii suedezi nu se supără dacă li se va lua numerarul. De mulți ani în Suedia este normal ca până și plăți mărunte să se efectueze cu cardul de plastic. De aceea, mai ales generația tânără, nu va simți lipsa banilor lichizi. Dar acest lucru este periculos pentru că oamenii nu pot estima urmările unei astfel de decizii. Suedezii vor fi supravegheați astfel permanent de ochiul vigilent al răspunzătorilor de bani. Cetățenii își pierd independența. Până acum, fiecare putea să facă cu banii săi ce voia. În primul rând, putea hotărâ de unul singur și putea face cumpărături anonim. Acest lucru nu va mai fi posibil în Suedia, deoarece, fără numerar, omul nu mai este pun pe banii săi, fiindcă nu-i mai poate pune sub saltea. Banii vor fi depuși în bănci și cu asta încep problemele. Acesta este sfârșitul spațiului privat, protejat. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou.